M-am rătăcit un pic pe aici, că se merge de drumul și m-a prins noaptea. Se întunecă și să mă prindă noaptea în pădure. N-am lanternă, am doar telefonul și cuțitul. Am vrut să prind un apus frumos, n-am reușit. Am văzut un cerb mare, cât un cal era aproape. Bineînțeles, nu eram cu telefonul pe fază, el m-a auzit înainte, până să apuc eu să-l filmez un pic, chiar că a dispărut. Tragă-te casă. Activat vederea nocturnă pe video. Și bineînțeles că afară e noapte, eu sunt pe modul nocturn și m-am rătăcit un pic pe aici, că se merge de drumul și m-a prins noaptea și acum sper să găsesc drumul spre casă. Da. Am făcut o bâtă. Dacă cumva întâlnesc ceva câini, să nu fiu ce să-i distrez. Da? Și după cum v-am spus, e noaptea 9 și trebuie să decât ora 10. Și o să rătăsi noaptea pe-n pădure. Se vede rău că am trecut pe modul ăla de vedere nocturnă.
Da? Trag spre casă. Acum știu unde sunt și aș fi putut să cobor direct în capătul străzii unde locuiesc. Da, aici chiar în capăt sunt câini mulți și sunt mari. Și n-am spray-ul la mine, nu m-am omorât de bâtă și mai bine mă duc la altă și cobor la mine în grădină. Hai să vă spun un secret. Când ajung acasă, o să încerc să filmez, să vedeți ce primire cordială o să-mi facă soția mea. Cu plăcinte mă așteaptă, cred că. Ăștia măcar latră, dar ăștia sunt a mei. Ăștia sunt câinii mei și de ăștia nu-mi frică, că vorbesc cu ei. Și fiți pregătiți să vedeți primirea, cum mă primești, ori cu plăcinte, ori cu... Nu știu, vedem. Stați aproape, că o să am nevoie de voi. Pus, am venit! Am rătăcit! Te-ai rătăcit? Da! Și ai găsit drumul către casă? Normal! Casă și totul e bine. Și l-ați văzut și pe cumnatul meu, Manu, de la Vărădia. Și să aveți o noapte liniștită. Numai bine. Ne vedem curând. Vă salut!